La acest eveniment ne aflăm la școala Mihai Viteazu din municipiul Târgoviște, aici unde administrația locală târgovișteană a implementat pe fonduri europene un proiect în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei. Iar astăzi marcăm finalizarea lucrărilor. Dar despre detaliile acestui proiect și despre importanța acestui proiect pentru infrastructura educațională din municipiul Târgoviște, voi vorbi ceva mai târziu, completat și de o prezentare a unității de învățământ și a proiectului care a schimbat din temelie această școală. O să-l invit acum pe părintele vicar al Arhiepiscopiei Târgoviștei, pe domnul Ionuț Ghibanu, să vârșească o slujbă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru prezența la acest eveniment. Vreau să-i mulțumesc și domnului director a școlii Mihai Viteazu, domnului Boveș, pentru prezența la acest eveniment și pentru eforturile pe care le-au făcut pe întreg parcursul derulării acestui proiect. Și mă refer aici și la cadre didactice de la școala Mihai Viteazu și la elevii de la școala Mihai Viteazu și părinții elevilor. În orice caz, toate aceste dificultăți sunt depășite la acest moment, iar începând de luni, da? De pe 8, această unitate de învățământ își redeschide porțile după un proiect de reabilitare, modernizare, extindere și dotare fără precedent. Această unitate de învățământ este una dintre cele mai moderne unități de învățământ din România în acest moment. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei din Executivul Primăriei Târgoviște pentru implicarea în derularea acestui proiect și de asemenea colegilor din aparatul de specialitate, Direcția de Management Proiecte, cei care au urmărit îndeaproape derularea acestui proiect. Am făcut o introducere ceva mai lungă. După slujbă voi mai interveni pentru a prezenta câteva detalii legate, repet, de un proiect fără precedent la nivelul municipiului Târgoviște. Mulțumesc mult, părinte! Vă rog! Domnule primar, doamnă și domnule viceprimar, domnule administrator public, doamnă director, distinse cadre didactice, am venit astăzi cu binecuvântarea în preasfințitului părinte Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, pentru a săvârși slujba de binecuvântare a acestei școli complet reabilitate. Iar prezența noastră aici arată interesul pe care administrația publică locală îl are pentru educație, înțelegând că aceasta este cheia unei dezvoltări durabile a unei comunități. Nu trebuie să uităm niciodată că aici, în cetatea de Scaun, în țara noastră, în Europa și oriunde creștinismul a ajuns, școala a funcționat mai întâi în tinda bisericii și apoi s-a dezvoltat, iar școala alături de biserică și de familie reprezintă stâlpul fundamental al unei societăți, pentru că ea se ocupă de educația tinerelor generații, cei care reprezintă o speranță pentru noi toți și cei care vor purta pe umeri responsabilitățile zilelor care vor urma. Mă bucur să constat că, iată, avem o școală atât de frumoasă, o școală modernă, o școală reabilitată, mai ales în contextul pandemiei cu noul coronavirus, când știm și simțim cu toții că avem nevoie de cât mai multe spații de învățământ, fiind nevoie ca elevii să mențină o distanță fizică și nu socială între ei și, de asemenea, între elevi și profesori. Fac un apel la distinsele cadre didactice ale acestei școli să reamintească elevilor care vor învăța, care învață și care vor învăța aici, că această școală se numește Mihai Viteazu, iar numele de Mihai Viteazu este cel care ne amintește de primul întregitor de neam și de țară,
al cărui cap odihnește la Mănăstirea Dealul într-o așteptare a Învierii, iar astfel vom reuși să le inspirăm copiilor patriotismul, iubirea de biserică și de țară. Felicit încă o dată administrația publică locală, pe doamna director și pe toți cei care au fost implicați în acest proiect și vă invit acum la numai câteva momente de rugăciune. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Care e binevoit a intrat sub acoperământul vameșului Zaheu
și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui. Însuți și acum păzește nevătămați de toată răutatea pe cadrele didactice, pe elevii și pe ostenitorii acestei instituții de învățământ, care ți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici și binecuvintează pe ei și școala aceasta și păstrează totdeauna viața lor nevântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Noastră a smeriților și nevrednicilor tăi slujitori și trimite harul preasfântului tău Duh peste undelemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea instituției acesteia de învățământ ce s-a zidit aici și spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielilor diavolești. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează școala aceasta prin ungerea cu acest un de lemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Școala aceasta prin ungerea cu acest undere sfințit. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Multă sănătate tuturor! Da. Vă rog. Mulțumesc.